Consilierii județeni au dezbătut și au votat în prima ședință de lucru, care a avut loc pe 15 iulie, și proiectul de hotărâre pentru achiziția de servicii de audit. Noua conducere a Consiliului Județean anunțând cu ceva timp în urmă că intenționează să comande un astfel de control. Proiectul de hotărâre a provocat discuții între fostul președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustățea, pe de o parte, și noul președinte Marian Mina, dar și secretarul județului Florin Dinu, pe de altă parte. Referatul nu este întocmit de compartimentul de specialitate. Ceea ce privește realizarea unui audit nu este competentă direcția juridică și noi avem un compartiment de audit. Referatul de specialitate trebuia întocmit de către compartimentul de audit de specialitate. 2. Nu mi s-a spus în referat, conform programului de audit, câte controle s-a realizat de auditorul intern pe fiecare din direcțiile respective, în ultimii 4 ani, cel puțin. Și ultima observație, domnule președinte, aș putea să se specifice în hotărâre ce fel de audit facem, că noi avem 3 tipuri de audit. Audit de sistem, audit de performanță și audit de regularitate. Am făcut o adresă către compartimentul audit public intern, în care eu am rugat-o pe doamna, dacă ați citit materialul, să facem un audit cu auditul nostru. Și doamna îmi răspunde că nu prea are cum să facă auditul ăsta și că sunt puține persoane și că sunt volumul mare de muncă și îmi spune că nu poate acoperi. Facem pe toate trei, domnul Mustățea, pentru că trebuie să știm și performanță, să fie cât mai... Asta știți foarte bine, că la noi compartimentul de audit în Consiliul Județean, potrivit normelor legale în vigoare, a funcționat la avarie. 4 ani de zile. Și o știți foarte bine. Legea obligă la 2 auditori și nu avem decât unul. Cu ce să faci? O auditare presupune să iei ansamblu instituției, cu toate atribuțiile, cu organizare, cu structură, cu număr de personal, cu realizări sau nerealizări, comparativ cu bugetul alocat. E o muncă titanică. Compartimentul nostru cu o singură persoană nu poate face față. Proiectul de hotărâre pentru efectuarea auditului a fost aprobat cu unanimitate de voturi. A fost aprobat de altfel și amendamentul propus de Vasile Mustățea cu privire la tipurile de audit care vor fi efectuate.